Bună seara, dragii mei! Sunt Rotella cu o nouă etalare la alegere, la care mă gândesc de vreo 2 zile. Rămâne de văzut cum o să fie primită, pentru că n-am mai făcut o asemenea etalare și va trebui să selectați atent mesajele care vin. Această etalare este despre un vis pe care l-ați avut. Poate să fie și reverie, poate să fie și o stare de conștiență, de Vistrează, lucid dream. O să încerc în primele cărți să dau câteva informații despre acest vis. Dacă nu corespunde cu dumneavoastră, încercați eventual la alt număr sau la o altă etalare, pentru că posibil să mai fac din când în când genul acesta de etalare despre un anumit vis. Repet, poate să fie și vis conștient, lucid și reverie și eu știu ce altă stare, da? Aveți de ales între aquamarinul, acesta, cuarțul și carmerol sau cum zice, camas. Na, în fine, nu știu cum îi zice, da? Acesta. Mine fac și manicură, sau mai bine zis astăzi. Ia să vedeți. Cum îi zice, domnule? Se vede? Suficient de roșu, de alb, de albastru, da? Ok. Puneți pauză eventual, eu așez tripodul. Ok. Da. Acum pe acestea două. Și hai să vorbim despre primul număr. Vedeți, repet, dacă nu corespundeți la acest număr, încercați la celelalte. Și dacă nu și nu, la o altă etalare. Ia să vedem despre ce era vorba în acel vis. Cinci de bâte, șapte de cupe, apropo că tot vorbim de vise, asul de cupe și trei de bâte. Să spun chiar de la început, voi știți bine că visele nu pot fi descrise exact, corect, concret, pentru că se întrepătrund planurile, imagine, fuzionează ca o pictură în acuarelă sau pointilistă sau impresionistă. Formele nu sunt bine definite în vise. Cât ar fi ele de clare, tot nu pot fi explicate ca și când ai fi văzut un film sau o carte, ai fi citit o carte. Însă, cu cinci de bâte, pentru unii dintre voi care ați ales acest număr, probabil că visul exprima o stare de conflict. Conflict interior sau poate vă luptați cu cineva cu cinci de bâte. Vă luptați pentru o dragoste. Vă luptați asul de cupe. Vă luptați să... Sau vă luptați pentru un vis, pentru o opțiune pe care o aveați. Dacă nu e vorba de un vis, e vorba de o opțiune. Șapte de cupe înseamnă și opțiuni. Opțiunile voastre. Una ar putea să fie, să zic, tentația banilor. Alta, tentația succesului. Alta ar putea să fie tentația, eu știu, familie, e o tentație și asta. Alta ar putea să fie, dacă nu neapărat tentație, o direcție spirituală, alta ar putea să fie o persoană și tot așa, dar sunt opțiuni, inclusiv hobby-uri. Și dintre toate aceste opțiuni trebuia să alegeți una care reprezenta eventual dragoste, dragoste adevărată. Aș spune dragoste adevărată, nu cred că este vorba de vindecare, eu cred că e vorba de dragoste. Era o dragoste sau începutul unei iubiri care putea să se manifeste după această luptă, după această luptă cu concurența, cu dușmanii, cu invidioșii, cu stările voastre interioare. Știți cum e, că toți am avut vise în acestea, mai degrabă cu acești cinci de bâte, poate că acest vis a fost undeva la limita între coșmar și vis.
Pentru că totuși e o carte foarte combativă, da? Și nu-i plăcut să visezi asemenea stări, da? De agitație interioară. În, da? Nu te trezești prea confortabil. Trei de bâte sugerează că probabil că unii trebuie să faceți un drum către această dragoste sau așteptați să vină această dragoste și da, devii sau parte din opțiunile pe care le-am explicat mai devreme și trebuia să vă luptați. Pentru unii poate că era și lupta interioară în a alege dintre toate opțiunile pe care le-ați avut în față, poate chiar ați văzut. Știți cum e? Asta e chiar o carte care reprezintă un vis, da? Te trezești că ai în față niște cupe și fiecare spun ceva, au, conțin ceva. Asta chiar e o carte foarte revelatoare, apropo de visuri. Și ce pe lupta interioară? Ce să aleg? Cu tare sau cu tare, că știu că dacă vreau să aleg succes, o trebuie să mă lupt pentru succes. Dacă vreau să aleg persoana respectivă, da? Trebuie să mă lupt pentru a cuceri persoana respectivă. Dacă vreau să aleg o cale spirituală, poate că nu-mi vor da drumul cei din preajmă să aleg calea spirituală și iar apar lupte. Sau dacă vreau să aleg o cale spirituală, dau exemple, a trebuie să mă lupt cu tentațiile, cu țigările, cafeaua, ce ori mai fie alte tentații, dar e tot o luptă, da? În a alege o opțiune și până la urmă, ori până la urmă ați ales totuși dragostea dintre toate opțiunile, voi știți, v-am zis, e o etalare altfel. Aici trebuie să fiți foarte atenți la intuiție, pentru că e greu să... Adică nu... Da, cred că e mult mai greu să face o etalare despre vise pentru un colectiv decât despre situații reale. Așadar, o dragoste care a rămas undeva în așteptare, trebuia să vină, voi trebuia să așteptați. Interesant, poate așteptați că tot vorbim de vise, niște corăbii să aducă această dragoste, pe aceste corăbii era iubirea vieții voastre, ceva de genul ăsta, venea din depărtări, din cine știe țări, cine știe ce dimensiuni de realități. Și voi stăteați și așteptați până la urmă, după decizia luată, după luptele date? Adică, cu alte cuvinte, ca majoritatea visurilor, un vis care s-a încheiat oarecum nefinalizat. Așteptând această dragoste. Într-un fel sau altul, sperând că după toate conflictele și după toate confuziile prin care ați trecut, într-una din corăbile care se văd în zare, simțiți că e acolo dragostea vieții voastre, iubirea voastră din alte planuri, din alte dimensiuni. În fine, repet, este ciudat. Dar, vedeți, îmi corespundeți. Ce frumos, cine poate să fie mai mare iubire decât împărăteasa? Ce frumos. Interesant. Probabil că aici au fost luptele, pentru că unul era într-o... Unul dintre cei care făceau parte din această dragoste deosebită, unul era căsătorit, celălalt posibil nu. Însă, unul era o figură autoritară, celălalt o figură foarte femeia. Împărăteasa, foarte gingașă, generoasă, flexibilă ca fel de gândire și de comportament, pentru că marele preot nu este deloc flexibil, este tradițional și probabil că așa diferiți cum sunteți, cum erați în vis, ați fi putut foarte bine să vă potriviți. Cred că a fost un vis emoțional, dacă îl recunoașteți unii dintre voi, pentru că văd și regina de cupe. Mare preot și regina de cupe. Ori această figură tradițională, care o fi fost voi sau cealaltă persoană, a început să simtă dragostea în preajma, sau poate nici măcar în preajma acestei împărătese,
cu cât se apropia această iubire, înțelegeți? De voi, cu cât se apropia această corabie, simțeați. Interesant, acum văd, simțeați dragostea. Cine aici ar putea să fie, să zic, marele preot? Nu de alta, poate în casual, da, îmbrăcat în haine zilnice, dar văd aici o carte și asta mă face să mă gândesc că acest personaj ar putea să fie, da, figura tradițională, care nu călătorește. Nu zi musai că împărăteasa călătorește, dar totuși împărăteasa e sugerată de numărul 3, care include și călătorii. În fine, vedeți. E o etalare mai altfel. Hai să vedem. Dacă recunoașteți acest vis, ce ar fi vrut să spun? Interesant, s-a oprit-o la 5 de bute. Și luna, apropo de confuzie și de vis. Ce ar fi vrut să spun acest... Sper că m-auziți, da? Ce ar fi vrut să spun acest vis? Interesant să mergeți mai departe, apropo, să nu stați pe loc, ci să luați deciziile și să vă luptați, să mergeți mai departe. Pentru că faetonul merge către stea. Către steaua face parte din opțiunea, este o opțiune, destinul nostru sau nu. Ia uite, doi de monede, ia apare, l-am văzut și mai devreme. Wow! Wow! Regina de spade, 5 de cupe și marea preoteasă. Eu așa simt, dragii mei. Visul ar fi spus că ar fi trebuit să preluați comanda vieții voastre. Ci și cu 3 ajungem la 8 de bute. 8 de bute înseamnă iar călătorie peste hotare, peste nord, apropo de vise, da? Peste nord, peste dimensiuni, să treceți prin toate blocajele și să mergeți în sus către speranță, către această dragoste. Ce ar fi vrut să spună visul? Că ar fi trebuit, rămâne de văzut, pentru că poate este un vis vechi. Ar fi trebuit să alegeți, să mergeți înspre victorie și ca să mergeți înspre victorie, trebuie să știți că trebuie să vă luptați. Faetonul e conștient de luptele pe care le înfruntă în călătoria sa către destină sau către steaua sa. Stau interesant, e și aici o pată de lumină, este în zare steaua, vă ghidează. Dacă n-ați preluat comanda, dacă n-ați acționat atunci, era una din deciziile pe care ar fi trebuit. Și ați fost prea rațional în fața acestor opțiuni, în fața acestei iubiri, în fața acestei distanțe care, repet, de dimensiuni, de realități, de vieți anterioare, de ce o mai fi, pentru că vorbim de vise, în fața conflictelor care v-ar fi așteptat. Dacă ați fost prea rațional, ați fi regretat toată viața că nu v-ați urmat intuiția. Intuiția iar este o chestiune care vine și pe cale, adică, da, ghidajul, ghidarea, da, cum mai spun unii, dar să știți că și ghidajul e corect, divin, ghidarea divină vine și pe calea viselor. Din acest motiv pot să includ marea preoteasă și în această categorie, da? Ați fi regretat sau poate ați regretat? Dacă a fost un vis referitor la o anumită persoană pe care o iubiți, o simțiți altfel și n-ați preluat comanda și n-ați mers înspre ei din cauza că v-ați gândit la ce am zis mai devreme, conflicte, că trebuie să fiți raționali. Ok, rațiunea asta v-a adus o perioadă de regrete și poate undeva
regretul că nu v-ați urmat intuiția. Rămâne de văzut dacă puteți să mai schimbați acum ceva și rămâne și mai... Sunt foarte curioasă cu câți oameni a rezonat această etalare, acest vis și această mică explicație. Este o etalare mai degrabă experiment, pentru că am mai avut la luna plină din RAC să fac o etalare și cu mesaje de la cei care au fost, care au trecut în celelalte dimensiuni, dar m-am abținut pentru că nu vreau să-i deranjez. Nu vreau să-i deranjez și știu că unii vreți mesaje de la cei care sunt în... Deja nu mai sunt aici pe pământ, dar nu. Am renunțat la această etalare, însă aceasta, chiar dacă este mai altfel, sunt foarte curioasă cum mă primiți. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut totuși. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Numărul 2. Cei care ați ales acest cuarț alb. Am mai spus și la primul număr și la introducere. Încerc să descriu un vis. Este destul de greu, având în vedere doar câteva cărți. În general, visele nu se pot descrie foarte bine, pentru că lumine, imagine se întrepătrund. Lucrurile nu sunt foarte clare. Cât ar fi de clar, visul tot nu sunt clare. Deci este o, nu aș spune, ambiție. Și am fost chemat în seara asta să fac această etalare. Rămâne de văzut cum veți depista. Cum veți depista dacă ați avut acest vis cândva. Și hai să vedem. Numărul 2. Un vis pe care l-ați avut cândva. Un vis pe care l-ați avut cândva. Nu ne-am fac și manichiură, dar am fost bolnavioară, n-am putut să ies în flăcunile. Mâine abia aștept să fac. Sau mai bine zis astăzi. Un vis pe care l-ați avut cândva. Vis care poate să fie și vis lucid, am zis, regărie. Detalii dintr-un vis. Valetul de spade. Împărăteasa și nouă de spade. Valetul de spade îmi spune că mie îmi spune că încercați să urmăriți să urmăriți un personaj care este foarte special vouă, această împărăteasă. Împărăteasă poate să fie mama voastră, mama copiilor voștri sau pur și simplu o femeie foarte, foarte specială și complexă și profundă. Nu doar frumoasă, dar și specială. Are toate reginele în ea. Da, este și steață, este și pasională, și stabilă, și sensibilă. Nu știu de ce îmi vine să plâng. Senzația mea este că dacă ați avut în acel vis senzația că urmăriți viața acestei personaj foarte strălucitor de altfel, cu o vibrație înaltă, ați descoperit că acest personaj undeva în casa sa, în camera sa, plânge, suferă, este total diferită de ceea ce este în restul zilei. Adică ascunde, cu alte cuvinte,
Ce senzație simt? Ascunde o suferință. Poate stă într-un mediu toxic. Poate are niște griji care o fac să sufere. Eu așa văd. Cum o vedeți? Am zis, este o etalare experimentală. Și 9 și cu 1, 10. Asta înseamnă durere. Faptul că ați descoperit aceste, ca și când ar fi un secret. Faptul că ați descoperit această durere, această suferință acestei persoane, poate să fie și bărbat, dar în general e energie feminină, acestei energie atât de frumoase. Energie frumoasă, dar are o suferință mare. Poate ați descoperit că era bolnavă sau ceva legat de boală, de suferință. Și știți cum e, că în vise putem să spionăm foarte ușor. Nici nu trebuie să facem prea multe. Pur și simplu intrăm cu spiritul prin gaura cheii și deja suntem acolo, în camera aceea. Care minune! În camera aceea există multă suferință. Și suferința aia descoperită va aduce și vouă o suferință. Interesant că apare 8 de spade și 2 de cupe. Posibil să fie sufletul vostru pereche, acest personaj. Și să vă uimească suferința în care trăiește, blocajul, poate programările mentale, poate blocajul mental în care poate sechestrată, poate a fost sechestrată în acel vis, cu 8 de spade, ar fi putut să fie sechestrată. Energiile bune sunt vânate și de cei răi, sunt dorite și de cei buni. Poate că ați vrut să vorbiți cu cavalerul de spade, poate că ați vrut să salvați. Dar am senzația că faptul că ați privit în acea dimensiune, în acel spațiu plin de suferință, va aduce și vouă suferință, pentru că două suflete perechi își simt și bucurile și suferința. Poate că ați înțeles de ce aveați niște stări în preajma acelei persoane, da? Până să vedeți acea suferință, acea boală, acea durere, disperare. Or, probabil că era forțată să stea, nu neapărat forțată de niște oameni, de situație, să stea într-un loc care nu o reprezenta. Uf, ce simt, mai vreau o carte pentru că am tras fața. Au venit fața, parcă data trecută, la primul număr, am vreau o carte. Posibil că vă așteptați la această împărăteasă să o vedeți într-un palat, cum ar fi meritat, și ați văzut-o într-o căsuță sărăcăcioasă, întunecoasă. V-am zis, vorbim despre vise, e o etalare altfel. Ați vrut să vorbiți și știți cum e când vrem să vorbim în vise și nu putem? Știți ce senzație groaznică este? Mai ales dacă ajungi în faza aceea în care ai un coșmar și vrei să te rogi. Conștientizezi că singura modalitate de ieșire din coșmar este rugăciunea și nu reușești nici de-abia. Pentru că valetul de spade nu vorbește foarte mult, mai mult studiază, se uită, se informează. Ia să vedem. Oh, au venit. De una au venit? Da, energie toxică, diavolul. 6 de monede.
În această carte, 6 de monede, o simt o pe împărăteasă. Generoasă, dar generoasă, da. Doritoare să-i ajute pe cei nevoiași. Am zis, este un personaj de vibrație înaltă, care vrea să ofere echilibru, tocmai pentru că în viața ei nu a avut echilibru, nu a avut ajutor. Uf, ce vine să plâng când a avut nevoie. Nu știu ce vis este. Al cui o fi. Și-a dat. A dat unor oameni care au invidiat-o interesantă. Am senzația că în această imagine a diavolului nu e ea. Sunt exact, uf, ce senzație, oamenii pe care i-a ajutat. Aceștia doi sau alții, oamenii pe care i-a ajutat ajung să invidieze și să-i dorească, eu știu, sărăcie, probleme, rău. Poate sunteți voi. V-ați văzut pe voi în varianta voastră bună, poate v-ați văzut, dar vedeți cum. Pentru unii, simt că acest personaj foarte, foarte fain a trebuit să facă niște compromisuri compromisuri mari cu diavolul, nu cu să-și vândă, Doamne ferește, nu, nu așa, nu. Să facă niște compromisuri de principii, asta vreau să zic. Nu, excludem imaginea aceea tradițională de diavol și de drag, nu. Să facă niște compromisuri de principii cu oameni foarte negativi. Ca să poată să-și păstreze un echilibru. Dar sunt niște compromisuri eventual făcute ca să-i ajute pe alte persoane. Deci, nu știu, împărăteasa aceasta îmi sugerează o energie foarte frumoasă. Îndrăgostiți la capătul setului de cărți. Ori probabil stătea în preajma fostului, a fostei, din niște motive. Șantaj, teroare, controlul celelalte persoane. Pentru că la capătul setului de cărți apare îndrăgostiții. Poate că sunteți îndrăgostiți, erați, poate mai vechi visul, erați îndrăgostiți de această împărăteasă. Apare îndrăgostiții. Și marele preot. Interesant. Poate că v-ați separat de această dragoste din cauza că unul dintre voi sunteți căsătoriți. Interesant. Dar există dragoste. Dragoste mare, profundă. Și o separare a fost. Și până în separare, multă, multă bucurie. Dar iar, unul dintre voi a trebuit să aleagă între bucurie și 4 de monede. Viața aceasta plicticoasă, comună, banală, karmică, adictivă. Da? Și faptul că unul, nu știu care sunteți, nu a putut să aleagă, a produs acest turn, această separare. Și în această separare am senzația că a fost visul. După o separare între voi a venit visul. Sau poate pentru unii, sunteți chiar voi în acest mediu toxic și vă gândeați. Încercați să proiectați așa, da, e vorba de viza, acel personaj frumos de care v-ați îndrăgostit, care v-a adus multă bucurie în 10 de cupe, să-l proiectați în mediul în care sunteți. Și v-ați dat seama că acel personaj nu merită să stea în asemenea mediu și singura variantă este să schimbați voi mediul. Dar hai să vedem ce mesaje vin. V-am zis, este o etalare experimentală. Interesant, la capătul setului de cărți, 10 de monede, apropo de familie.
de responsabilități, de tradiții. Și familia poate să fie și mama, tata, soră, frate. Ce ar fi trebuit să faceți după acest vis? Destul de ciudat să descriu un vis. Nici măcar realitate, da. În fine, am trăsnit. Da, ar fi trebuit să vă rugați foarte mult după acest... Da. Deci rugăciune, rugăciune, rugăciune. Eu asta văd. Trei înseamnă speranță. Trei de bătă speranță. Încredere, optimism. Temperanță, echilibru înseamnă temperanță, vindecare, curățare energetică. Iar steaua, curățare energetică, vindecare, rugăciune, speranță, credință, toate. Deci acest vis v-a atras atenția. Poate această împărăteasă să fie varianta voastră bună, care nu se poate manifesta în mediul toxic în care sunteți. Interesant a apărut justiția. Iar, posibil trebuie să alegeți între o relație karmică, vai, și sufletul vostru pereche, 6 de cupe. Relația karmică fiind căsătoria. Asta e. Asta este. În 10 de sfade a picat, de bâte a picat, înseamnă că v-a consumat foarte mult, vă consumă. Repet, dacă nu e vorba de mediul vostru, această atmosferă toxică, probabil că trebuie să vă rugați pentru ei. Trebuie să vă rugați foarte mult pentru ei. Și eventual să vă pregătiți de o călătorie înspre ei, să încercați să manifestați, să-i atrageți într-o zonă echilibrată, da? Acelor două suflete, perechi care se iubesc, se vindecă, se echilibrează împreună și manifestă mare preot. Nu căsnicia aceea tradițională, nu contractul, ci legătura spirituală. Rămâne de văzut pentru cine o fi această etalare, dar cum este primită? Cum este primită acest e un experiment, dar bănuiesc că pentru cineva. Este cu siguranță pentru cineva. Că altfel, am zis eu, nu mai știu dacă la voi am zis sau la cele anumări. La lună plină era să fac etalare, mesaje de la cei care s-au dus în partea cealaltă, dar m-am abținut, nu vreau să-i deranjez. Eu nu vreau să-i deranjez, e doar de dragul de a face etalare. Hai să vedem. Continuare. Numărul 3. Nu știu cum îi zice, tot timpul încurc. Carmeol poate râdeți dacă zic greșit, foarte bine v-am făcut să râdeți. E o culoare de caramel, i-aș spune. Caramel, să-i zic, sau un roșu închis. Hai să vedem, dragii mei, un vis pe care l-ați avut. De curând, mai vechi. E o provocare, într-adevăr, și pentru mine, dar așa am simțit nevoia. Să descriu un vis nu e prea confortabil și nu e prea ușor pentru mine. Pentru că în vise, am mai spus și mai devreme, imaginele, situațiile se întrepătrund, fuzionează, într-atât încât nu le poți descrie corect. Dar încercăm. Un vis pe care l-ați avut, poate să fie și reverie, poate să fie și vis lucid, proiectare, în timp și în spațiu. Mâine fac și unghiile, adică astăzi. Un vis pe care l-ați avut. O să vă rog cum o să fiți foarte flexibil. Să vă conectați bine, bine, bine la intuiția voastră. Dacă nu vă regăsiți, nu e nicio problemă. Este foarte posibil. Nici măcar nu vorbim de realitate, vorbim despre un vis. O să încerc să mai fac. Dacă vă place genul de etalare, dacă ați simțit că ceva e pentru voi, dar pentru cineva sigur este, că așa se întâmplă. Sunt primit... a venit invers. Lumea invers...
8 de cupe. Încercați să plecați de undeva de acasă, 10 de monede, dintr-un loc confortabil care nu v-a adus succes, v-a adus stabilitate financiară, dar nu v-a adus stabilitate emoțională. Încercați să plecați. Eventual să vă întoarceți, hai să vedem dacă e plecare sau întoarcere acasă. Diavolul. Sunt destul de multe. Regele de spade. Și regele de monede. Dar în setul de cărți pe care l-am pus deoparte, că erau foarte multe, am văzut 4 de băte. Poate că era bine să-l păstrez, poate nu. 4 de băte sugerează casă, ceva legat de casă. Ca și construcție. Ca și construcție. Ce simt? Lumea invers. Ideea e că la capătul setului de cărți văd și judecata. Poate că a fost un vis mai apocaliptic pentru unii dintre voi. Poate că a fost un vis mai apocaliptic. Nu degeaba apare în această etalare lumea invers. Și diavolul. Și judecat, am spus. Pentru unii simt că erați cu sufletul vostru pereche, dar erați într-o situație foarte neplăcută. Repet, poate să fie o atmosferă apocaliptică cu judecata, diavolul și lumea invers, de ca și când lumea e răsturnată cu sus în jos, se schimbă polii, se schimbă atmosfera în întreg globul, da? Și voi doi destul de înfricoșați sau răniți, posibil plin de sânge. Încercați să stați uniți, să vă încurajați, să vă țineți lumina unul pentru celălalt, să vă susțineți în acea perioadă foarte grea. Să vă gândiți, că tot am văzut judecata, fiind și atmosfera apocaliptică,
Sau dacă nu apocaliptică, oricum, întunecoasă, să fie noapte, să fie probleme în jur, pericole, da, dacă nu neapărat apocaliptică, să vă gândiți la judecată, să vă gândiți, sunteți voi suficienți, chiar dacă vă iubiți, chiar dacă vă susțineți, ați fost în viață suficient de corecți, să puteți ieși cu bine din această situație. Curăcele de spade. Am senzația că totuși, pentru unii, posibil a simți nevoia, nu că a simți nevoia, a simțit, da, și nevoia să vă păstrați rațiunea, dar altceva vreau să zic. Pentru că văd totuși o energie negativă. A simțit că cineva vă judecă prea aspru. Sau poate în viața voastră amândoi ați fost judecați prea aspru de niște tați, de niște figuri autoritare. În loc să vă susțină financiar, să vă susțină practic, v-au judecat mai mult. Și în acel moment, da? Pentru că diavolul înseamnă și frică. V-ați adus aminte. Poate că sunt două răni, sau cum să zic, fiind suflete perechi, așa simt. Sau karmice. Aveți niște răni similare. Amândoi ați fost judecați, răniți verbal, poate chiar și fizic, de niște părinți, de niște figuri autoritare. Ori, în acel vis, ați experimentat un abuz. Însă, în acel abuz, repet, voi ați încerca să vă păstrați lumina. Vedeți, e o lumină. Așa o văd aici. E o lumină. Cei doi țin o lumină. Încearcă să-și păstreze sufletul curat, sufletul vostru, separat și al cuplului. Pentru că, deși lumea este invers, este cu sus în jos, nu s-a încheiat încă un capitol judecată. Undeva la capătul setului de cărți văd judecata, da? Văd 6 de cupe, da? Sunteți suflete perechi, dar trecute printr-o karmă, printr-o karmă foarte grea. Sunteți puși prin această situație sau ați fost puși în acel vis, eventual, judecata, acea situație foarte neplăcută, a fost o provocare a Universului să vă transforme relația 6 de cupe. Pentru că voi v-ați... Ah, interesant. Ce simt? Posibil acest vis să vă aducă aminte de o experiență dintr-o altă viață, că la 6 de cupe sunt suflete care s-au regăsit din alte vieți, au mai trăit împreună. Ce senzație simt! De-aia zic că ați fost judecați de niște regi, pe vremuri erau regi, da? În loc să fiți susținuți. Și acum, sau următorul capitol ar fi trebuit să urmeze, adică depășirea acestei situații, păstrarea luminii dintre voi, a sufletului vostru pur, dacă reușiți să-l păstrați în acea atmosferă foarte, foarte neplăcută și dureroasă și înfricoșătoare, mai bine zis, ați fi putut să o luați de la zero. Nebunul, ați fi dovedit că aveți credință și ați fi putut manifesta regele de cupe și regina de bâte, dragoste adevărată și pasiune adevărată. Oare înțelegeți ce vreau să zic? Adică dacă făceați față, că e vis, nu pot să vorbesc la prezent, da? Totuși e un vis, cât ar fi drept ce s-au devenit. Dacă făceați față acestei situații neplăcute, acestui fel de a fi prea dur,
al cuiva. Repet, e un vis. Poate unii l-au avut sau din ce explic, doar anumite lucruri se potrivesc cu vreun vis de-al vostru. E vorba de o stare de frică, repet. Din cauza că ați avut niște energii masculine foarte dure. Poate unul a fost zgârcit, altul a fost prea dur, verbal. Repet, această lume, faptul că a venit invers, dacă voi ați fi trecut de această experiență înfricoșătoare, ați fi putut să o luați de la zero, cu credința aceasta rămasă între voi, și să manifestați dragoste adevărată și pasiune. Cu alte cuvinte, dacă acest vis v-a dus într-o altă viață în care ați experimentat ceva de genul ăsta, în această viață, eventual, ați fi putut să renașteți sufletele perechi din alte vieți, dar așa se decupe, să renașteți judecata, dar de la zero, credința rămasă atunci se manifestă acum în această zero, o nouă dimensiune, în sentimente pure și atracție. Atracție suficient de puternică cât să puteți crea, pentru că regina de bâte este creativă. Voi fi clară. Interesant, apare șase de bâte. Uși îndrăgostiții. Asta înseamnă șase de reușită, pentru că șase de bâte înseamnă victorie și cei doi îndrăgostiți, varianta lor bună în această realitate, în această dimensiune, varianta lor bună, sau mai bine zis, eliberată de frici. Poate să fie subconștientul vostru, poate să fie, repet, o experiență dintr-o altă viață, pentru că ați visat-o, pentru că se întâmplă să visăm, da? Ia uite, au fost niște chestii, niște acuzații, niște agresivități verbale au fost. Hai să vedem ce ar fi trebuit să faceți după un asemenea vis. Cine ar fi putut să vă ajute atunci, în acea situație, în acel vis, în acea, eu știu, viață anterioară, ce-o fi fost, se uita în altă parte. Deci persoana aceasta ar fi putut, regele de monede, oricine ar fi el, ar fi putut să vă ajute, pe amândoi, eventual, să scăpați de această judecată, să scăpați de această frică sau de situațiile, da, de dureri, de constrângeri, de poate, ce știu, din ce ați trecut, da? Ar fi putut să vă ajute, să pună o vorbă bună, să dea un ban acolo și să vă scoată, știți cum e, da? Dar după cum s-au așezat cărțile, se uită într-o altă direcție, nu v-a ajutat acest personaj. Interesant. Și sunt două figuri masculine. În acest context, exprimând varianta lor negativă. Ce ar fi trebuit să faceți după acest vis? Eremitul. Să analizați, să vă însingurați un pic, să vă căutați destinul, să căutați lumina, să vă analizați fricile. Interesant că apare în vis. Multe frici ne apar în vis. Ia uite, nebunul! Să ieșiți, ia uite, dintr-un contract. Contractul e și aici. Care vă face să plângeți, vă aduce regrete, mai devreme sau mai târziu. Vă vinde prima oară bucurii, trei de cupe și apoi vă aduce suferință. Diavolul asta face prin contractele sale. Extraordinar, ia uite, 0-1, dar numai arcane majore aici, să manifestați ce? Să fiți defensivi, iar coșmaruri. Să puneți granițe personale în fața celor care v-au abuzat și trebuie să-i simțiți. Analizați bine oamenii cu care vă întâlniți, analizați pașii pe care îi faceți și analizați noua direcție pe care trebuie să o manifestați cât de curând, 0 și 1. Ele nu cate, totuși.
ce se manifestă? Regina de bâte și invers. Ia uite, regele de monede invers și regina de bâte. Aici să simțiți interesant. Interesant. Șapte de cupe, apropo de vise, da? Faetonul. Faetonul își urmează visul, merge către visele sale. Visul, steaua sa, de fapt, este. Trebuie să blocați ce trebuie să blocați. Ia uite. Regele și regina de spade. Un partener. Partener. Parteneră ce-o fi, care cred că într-o altă viață a fost o persoană care v-a judecat prea dur. Pentru unii. Ce mai simt? Interesant că apare regele și regina de spade. Și ce mai simt? Aici au venit regele de cupe și regina de bute. Da? La nebun. Deci această dragoste adevărată și această pasiune se manifestă după ce o luați de la zero, după ce renașteți. În vis, da? În vis. Ce este foarte interesant este că și aici apare regina de bute invers și regele de monede invers. Deci persoana din... Înțelegeți oarecum logică? Persoana pe care ați visat-o sau ați văzut-o într-o altă dimensiune, într-o altă viață, care nu v-a ajutat în acea situație neplăcută, o aveți în preajmă. Ia, vedeți că o aveți în preajmă în această realitate, scuzați-mă. Sunteți un pic, da? O aveți în preajmă. Posibil să fie chiar o femeie. Chiar o femeie. Să aibă, să fie o persoană infidelă, să nu fie o persoană generoasă, nici în viața, nici în vis, nici în viața trecută n-a fost generoasă, că se uita în altă direcție și nici în această viață nu este generoasă. Este pasională, sexy, dar nu este loială, nu este fidelă. Bărbat, femeie, poate sunt două persoane, și bărbat și femeie. Și nu zi musai semn de foc, nu. Interesant ce simt. Acești oameni vă pot manipula în această realitate și voi trebuie să o luați de la zero, să vă curățați un pic energetic cu eremitul, să vă rugați că eremitul se roagă pentru destinul sau pentru steaua sau merge în căutarea destinului. Da? Și voi în seria cealaltă de cărți, după zero, aveți regele de cupe și regina de bâte. Veți avea parte de o adevărată regină, de o adevărată femeie pasională, dar una care vă iubește adevărat, pe care o puteți iubi adevărat, dacă în această realitate aveți un personaj care vă folosește și financiar, și sexual, și în multe feluri. Interesant că magicianul a apărut sub regele de spade. Poate să vă folosească, cum a zis mai devreme, și verbal să vă manipuleze. Dar vedeți voi că visele acestea au și ele un rost. Încerc să văd și eu cum pot, cum am fost ghidată în această perioadă, în această seară, ce ar putea să sugereze aceste visuri. Voi, dragii mei, fiți flexibili, dacă nu ați rezonat cu această etalare, poate la alta, țineți cont că este vorba de... Nu e vorba de o realitate pe care o trăiesc zilnic, deci mai e greu de explicat, însă. Da. Trebuie să ajungeți la steaua. E interesant, la steaua și la soare. Dar trebuie să blocați energia aceasta rațională. Poate să fie și a voastră. În această realitate să încercați să fiți rațional și să acceptați prea multe compromisuri sau să trebuie să tăiați oamenii, aici partea voastră rațională, să tăiați oamenii care vă manipulează, să-i blocați. Ca să puteți merge înspre visul vostru cel mai frumos. Dar regina de spade și soare.
O, ați văzut, ia uite, diavolul și patru de... Pentru mine, ia uite, moartea. Mai puneți capăt. Aveți o energie toxică. Aveți o persoană foarte manipulatoare, emoțional, care e undeva acasă, pentru că e patru de monede. Acasă, energie karmică. Până nu vă eliberați această energie, nu vă vindecați, nu vă puteți manifesta persoana divină, soarele, trezirea. Iar fiți raționali. Fiți raționali și alegeți-vă destinul. Faetonul. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa, numai bine.